Nu puține sunt blocurile din cartierul Columbia din Cernavodă, în care încă de la intrare se simte un miros înțepător și deranjant. Acesta vine din subsolurile inundate, pline de mizerie, provenite din canalele de lângă blocuri. Locatarii de la parterele acestor blocuri sunt cei mai afectați atât de mirosul care le pătrunde în casă, cât și de amenințarea șobolanilor. Tot mirosul de la subsol vine la mine în casă, dacă vedeți, am asupat de barau aia, am făcut-o, tot vine un miros de nu mai pot. Eu sunt operată de fiere, sunt bătrână, sunt așa cum sunt cu 4 milioane pensii, eu nu mai pot să mai stau în casa asta așa, în halul ăsta ce-i la beciul acolo. De când vă confruntați cu această problemă? Da, de când, de ani de zile, nu numai acum. Da, mai stau și fără căldură din cauza asta, că nu putea să intre aici să repare la subsol, să spărgea. E vechi, ce să faci, asta e. Și miros, e și mizerie la subsol. E miros foarte mare, miros e foarte urât. Mai ales când e păscar aici și cei care stau la subsol îi miros și în casă, nu numai afară păscară. Primăria Cernavodă a început în această săptămână acțiunea de vidanjare a subsolurilor cu ajutorul operatorului de apă și canalizare din oraș, alături de muncitori ai societății de utilități. Nu închem decât atunci când toate subsolurile din Columbia vor fi curățate și conductele reparate. Deci în afara faptului că facem curățenia subsol, noi ne-am propus și așa am și făcut, am schimbat și conductele de în afara și cele de alimentare și cele de scurgere, ape menajere și cele de la termie s-au schimbat o parte din ele și cele de la apă potabilă s-au schimbat o parte din ele. Deci în momentul în care am făcut curățenia la un subsol, nu l-am lăsat așa. I-am remediat și problemele care le aveau deja, inclusiv scurgerea dintre bloc și canalul stradal, canalul termic. Lucrările sunt finanțate din bugetul local și cuprind reabilitarea canalizărilor din zonă, înlocuirea conductelor avariate și curățarea subsolurilor.